Bun regăsit, dragi telespectatori, o nouă ediție emisiune Economia în Alert. Astăzi vom avea câteva subiecte interesante din domeniul energetic. Vom vedea de ce prietenii de la Chevron au plecat, n-au mai continuat săbăturile pe aici, probabil s-or fi plictisit să tot dea cu lopata și să nu găsească probabil nimic. Aspectul acesta îl vom discuta. De asemenea, vom vedea independența energetică a României, unde ne mai plasăm, cât ne mai bazăm pe resursele noastre. Un alt subiect pe care aș dori să-l dezbatem astăzi, energia eoliană, turbinele, tot ceea ce avem aici, parcul eolian din Dobrogea, iată că funcționează, cum funcționează, care este viitorul lor, tot în această emisiune vom discuta. Un alt aspect important, redevențele. Tot auzim despre redevențe, tot auzim guvernul, societatea civilă, toată lumea vorbește despre redevențe. Ce reprezintă redevențele, cine le plătește, cum vin către stat, ca și quantum, elementul acesta îl vom dezbate astăzi. Dragi telespectatori, toate aceste subiecte le vom trata împreună cu un distins avocat, domnul Dumitru Bădrăgan. Bună ziua, domnule Bădrăgan. Bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru prezență. Și vă mulțumesc pentru invitația pe care ați acordat-o, pentru că totuși o discuție pe teme economice cu un avocat, chiar dacă este și membru fondator al unui partid, poate că va stârni întrebări din partea spectatorilor dumneavoastră. Totdeauna aleg invitații cei mai buni și cred că vom duce această emisiune, vom face așa un cumul de informații juridice cu economice, cu cele economice. Primul subiect, gazele de șist, ați fost implicat, știți foarte multe despre aceste gaze de șist, despre tot procesul, chiar și juridic, chiar și economic. România a tot fost bulversată așa 2013-2014 cu aceste gaze de șist. S-a tot vehiculat faptul că explorarea gazelor de șist ar dăuna solului și ceea ce înseamnă topologiei până la urma urmei. Vreau să discutăm despre acest subiect. Cum ați văzut dumneavoastră 2013-2014 acest element, gazele de șist și explorarea gazelor de șist în România? Da, din păcate această resursă, să-i spunem, nou identificată, deși până la urmă România a creat această tehnologie în perioada antebelică și datorită inovației românești, această tehnologie a fost importată și în alte state, precum Statele Unite ale Americii. E bine, această resursă controversată a devenit și mai controversată și ca efect al atitudinii politicienilor, pentru că acolo unde România este un stat membru al Uniunii Europene, acolo unde România are o Constituție care, prin elementele inserate începând cu anul 2003, garantează anumite drepturi ale cetățeanului, din păcate guvernanții au realizat anumite greșeli extrem de grave, greșeli care țin de o lipsa unei minime considerații către alegător. Am avut un an 2012 în care guvernul ungureanu a căzut cu brio pe o moțiune de cenzură privind exploatarea gazelor de șist prin metoda fracturării hidraulice. Un guvern care în acea cea mai scurtă perioadă de după 1989 a reușit să acorde licență de exploatare și explorare pentru zona Dobrogei. Ce s-a întâmplat? A existat o lipsă de transparență în actul de administrare, a existat o lipsă de transparență contrară Convenției de la Aarhus în ceea ce privește informarea, a existat din punct de vedere al societății civile și o lipsă în ceea ce privește respectarea principiului precauției și prevenției în luarea oricărei decizii economice referitoare la resurse și o activitate de natură a fi periculoasă pentru mediu, pentru că această procedură vizează atât aerul cât și zona locuibilă și ne referim la zona solului, a subsolului de mică adâncime, dar și subsolul de mare adâncime. Și în aceste condiții, printr-o lipsă de transparență, printr-o lipsă de informare, s-a ajuns la crearea două poziții extrem de opuse. Guvernul care, prin Ministerul Mediului, prin prim-ministru,
protejau și promovau aceste concesiuni. Camera de Comerț a României, care la rândul său și în emisiunea dumneavoastră la acest post de televiziune transmitea mesajul privind interesul economic, și pe de altă parte societatea civilă, proprietarii terenurilor pe care se realizau operațiunile de prospectare, care reacționau extrem de violent. De ce? Pentru că nu exista informare, pentru că deja la ora actuală avem internetul ca și sursă alternativă de informare, și internetul nu în sensul în care, din păcate, un fost președinte se exprima în public în ceea ce privește ecoterorismul sau alte aspecte. Nu, un internet informat, un internet care îmi permite să am acces la presa independentă din Marea Britanie, din Germania, din Franța, din Statele Unite, și care îmi permite să văd ce hotărâri au anumite consilii locale, ce hotărâri au anumiți guvernatori din statele americane sau ce hotărâri se iau de către alte guverne. Bun. Guvernul a văzut o oportunitate din punct de vedere economic și au spus gazele de șist, ce ne aduce nouă României gazele de șist? Păi avem o energie în plus pentru România, am avea locuri de muncă, să spunem, suplimentare, dar a existat din partea societății civile, așa cum a spus și dumneavoastră, acest element de risc, de mediu, de poluare, toate aceste elemente care veneau și erau în contravenție cumva cu acest element economic, strict economic, pentru că toată lumea, inclusiv Camera de Comerț, așa cum ați punctat dumneavoastră, a promovat această industrie, această exploatare a gazelor de șist. Acum vă întreb din punct de vedere, eu știu, emoțional, dincolo de acest element care ar fi putut, eu știu, de mediu, de risc de mediu, oamenii aceia nu s-au gândit, eu știu, la Vaslui, la Pungești, unde existau concesiunile acelea, că ar fi o viață mai bună, un trai mai bun prin prisma investițiilor? Da. Există mai multe laturi din prisma cărora trebuie să analizăm această operațiune economică. Avem problemele de mediu și problemele de mediu sunt probleme care interferează și cu interesul economic local. Nu putem să ne gândim la faptul că această industrie nou venită ar crea neapărat locuri de muncă. Nu știu dacă în mediul rural avem atâția ingineri și absolvenți care au decis să locuiască în acea zonă și vor beneficia de locuri de muncă. De asemenea, în ceea ce privește statele de funcții într-o astfel de exploatare, nu s-a regăsit niciodată un impact din punct de vedere al unei norme de fundamentare, cum că vei regăsi foarte mulți săteni care vor lucra în acea zonă. Însă, regăsim altceva din punct de vedere economic, ca să nu înțelegem că această resursă este controversată și această tehnologie este controversată doar din prisma unor probleme de mediu, ci și din prisma unor probleme economice. Gândiți-vă la infrastructura rutieră în ceea ce privește aprovizionarea cu apă, aprovizionarea cu diverse cantități necesare de materiale atunci când există organizarea de șantier și cu transportul, dacă se ajungea la exploatare, a resursei astfel obținută din pământ, și gândiți-vă și la modalitatea în care se depozitau reziduurile extrase din pământ. Ei bine, aveai un surplus și o presiune enormă în ceea ce privește trama stradală. Aveai o problemă extraordinară și am regăsit la Pungești această problemă, pentru că acolo s-a trecut la explorare. Aveai camioane care depășeau cu mult posibilitatea de preluare de către drumul local. Aveai vibrații pe timp de noapte în ceea ce privește locuințele, care nu au fost gândite ca într-o zonă industrială. De asemenea, atâta timp cât tu ca și guvern impui cu forța o anumită situație, vei avea reacție. De ce? Pentru că această exploatare și partea de explorare însemnau eliberarea în atmosferă a anumitor granule de praf. Sunt PM10, PM2,5, denumite tehnic, astfel cum se regăseau în studiul de impact. Aceste granule au dat ajunse în atmosferă, acest praf, unde se duceau? Nu doar pe locuințe, se duceau și pe suprafețele cultivate, pentru că aria de împrăștiere acestor substanțe ajungea de la 20 la 200 de kilometri. Ce agricultură ecologică mai poți face într-un județ precum Constanța, Vaslui,
județ, Arad, Vaslui, preponderent agricol. Care preponderent și... agricol, dar dată fiind și natura emisiunii, trebuie să ne referim și la, și la Dobrogea. O Dobroge care, la rândul său, este unul dintre acei mici grânari ai României. Și în aceste condiții se punea întrebarea dacă proprietarii de terenuri alăturate vor fi sau nu vătămați. Cum vor mai obține certificate privind produsele bio dacă în acea zonă ai o sondă amplasată și, atenție, conform legislației, era văzută ca o zonă industrială. Ori amplasarea unui obiectiv de interes industrial nu se putea face și nu se poate face la câteva sute de metri de casele locuitorilor. Nu poți să faci o amplasare cu o anumită tentă chimică la câteva sute de metri de un drum pe care circulă copiii către școală. Nu poți să faci într-o zonă în care există o pășune pentru animale, pentru că se știe că există un transfer al substanțelor prin... pe culturi și de acolo în organismul animalelor. Cu toate acestea, din studii, studiile pe care le-am regăsit în lumea virtuală, România se află pe locul 3 în Europa în ceea ce privește potențialul de explorare al gazelor de șist. Domnule Bădrăgan, România se află pe locul 3 în Europa în ceea ce privește potențialul de explorare al gazelor de șist. Din studiile pe care le-am cules din mediul virtual, primul loc Franța, Polonia, iar locul 2 de Norvegia, ocupat de Norvegia. Fiind pe locul 3 în Europa, privind cu privire la acest potențial, mă gândesc că se pune o serioasă întrebare. Voi chiar nu vreți să exploatați aceste resurse pe care le aveți? Sunteți totuși pe locul 3 în Europa. Da, pe de altă parte trebuie să nu uităm faptul că România nu mai are un necesar atât de mare de gaze. Pentru că această resursă este una care poate fi folosită doar în industrie, nu poate fi folosită în ceea ce privește consumul casnic. Toți studiile ne transmit acest mesaj. Și în aceste condiții, atâta timp cât și guvernul ne spune că avem aproape o independență energetică, exista acoperit consumul de gaze naturale din producția internă undeva la 85%, dacă nu mă înșel, restul de 15% fiind din import, atunci când gândești o strategie, trebuie să ai în vedere faptul că resursele nu sunt un consum neapărat necesar pentru generația actuală. Trebuie să ai o strategie de țară, să vezi ce lași pentru generațiile următoare și dacă această tehnologie, repetăm, controversată, pentru că să nu uităm că există o interzicere a ei în Irlanda, referează la Franța, alte țări au presiuni și derulează proceduri în ceea ce privește interzicerea. Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care impunea statelor un control drastic și o analiză anterioară lor oricărei măsuri în ceea ce privește problemele de mediu și chiar și problemele economice care ar putea apărea în celelalte ramuri din care cetățenii obțin până la urmă venituri. Ei bine, această necesitate de a extrage gazele de șist la ora actuală nu apărea ca fiind stringentă și să nu uităm că mai avem ceva. Avem un platou maritim în ceea ce este Marea Neagră. Exact. Noastră ați deschis puțin calea către acest subiect, independența energetică. 85% clar acoperit din național de aici, 85% spun specialiștii, independență energetică, foarte bine. Înseamnă că în acest moment noi suntem cât de cât pe un loc onorabil, avem o siguranță energetică și n-ar trebui totuși, așa cum spuneați și dumneavoastră, cum bine spuneați, că să luăm aceste resurse de care nu avem nevoie în acest moment și să le lăsăm ulterior. Cum stăm cu Marea Neagră, cu planul acesta, cu platformele din Marea Neagră? Și aici este o energie de care beneficiem în acest moment. Da, și suntem iarăși și în acest domeniu una dintre țările cu tradiție în ceea ce privește exploatarea resurselor subterane pe platoul maritim. Am avut o companie deținută de către statul român, o companie în care inginerii, oamenii de știință, Academia Română au reușit să aducă tehnologii și să creăm
o Românie care reprezenta o putere mondială în ceea ce privește activitatea de foraj maritim. Și la ora actuală aceste platforme există, chiar dacă nu mai sunt în proprietatea statului român, dar există perimete de exploatare, există asocieri cu societăți la rândul lor cu expertiză în spate și care investesc sume importante pentru a putea să extragem resursele de gaze naturale aflate sub Marea Neagră. După cum se știe, chiar în urmă cu câteva zile s-a transmis mesajul public în ceea ce privește noile depozite descoperite și care ar asigura consumul total al României pentru o perioadă de 6 ani, dacă nu mă înșel. Da, până în 2020. Până în 2020. Ori în aceste condiții, dacă numai acele noi zăcăminte ar asigura întregul consum al României pentru perioada care urmează până în anul 2020, ori noi mai avea nevoie de 15% pentru a asigura independența energetică, înseamnă că, din punct de vedere al statului român, avem acoperite fără să mai trecem la exploatarea gazelor de șist și mai mult decât atât respectăm și directivele europene în ceea ce privește necesarul de export către Uniunea Europeană privitor la gaze naturale. Bun, din punctul acesta de vedere foarte clar și ca să lămurim și telespectatorii cu gazele de șist, Chevron nu a exploatat, a explorat, nu a găsit gaze de șist, a plecat de acolo de unde a venit. Este o etapă, e o informație, pentru că, bineînțeles... Ne-a dat-o și domnul premier, am văzut că ne-a spus, se pare că nu avem gaze de șist, ne-am bătut foarte tare pe ceva ce nu avem. La oamenii politici, atunci când spun se pare, în contextul în care 25 de ani a lipsit respectul față de noi ca și cetățeni, acest se pare deschide calea oricăror acțiuni ulterioare. Nu s-a spus foarte clar, nu există o acțiune de reziliere, de încetare în ceea ce privește licențele. Dacă se spunea, s-au reziliat licențele, nu mai există permise de explorare, da. Deci licențele au rămas în vigoare, ele au o anumită valabilitate și pot fi utilizate. Ele pot înceta în condițiile în care părțile, beneficiarii, părțile semnatare ajung la, prin consens la necesitatea unei încetări. Deci putem să ne trezim cu Chevronul anul viitor iarăși. S-au mai gândit ei și au revenit în România. Din punct de vedere al Dobrogei, această activitate era una improprie și dintr-un alt punct de vedere. Acolo unde ai turism, acolo unde peste 80% din turiștii la nivel mondial sunt foarte atenți și nu este un sondaj realizat la nivel mondial, sunt rezultate prezentate de către Comisia Europeană. Sunt atenți la condițiile eco în ceea ce privește activitatea de turism. Atunci când aleg o destinație, sunt atenți la ce le ofer din punct de vedere al consumului de alimente, ce le ofer din punct de vedere al oportunităților arhitecturale și istorice, care este calitatea apei. Ei bine, această activitate venea agresiv într-o zonă în care Dobrogea oferă întreaga plajă turistică, nu ne ferim la plajă în sensul propriu, să atragi bani europeni și nu numai pe proiectele... Ce mari operatori ți investeau ție pe litoral dacă tu veneai cu astfel de industrie care periclitau oarecum calitatea serviciilor? Așa este. Crea această prezumție a turistului care, văzând condițiile în acea zonă, se gândea de două ori dacă să mai aleagă Dobrogea sau să aleagă Bulgaria, care Bulgaria a interzis printre primele țări această activitate chimică, să-i spunem. Chimică. Bun, tot vorbim despre Dobrogea. Dobrogea mai are câteva elemente foarte interesante. Parcurile eoliene, domnule Bădrăgan. Parcurile eoliene care discutam cu primarii și spuneau, da, au fost foarte bune, au contribuit la bugetele locale, au venit cu investiții în infrastructură, cu sponsorizări, tot ceea ce ținea de acest ansamblu. Însă, dezvoltarea eoliană, dezvoltarea parcurilor eoliene a fost stopată din cauza unor, eu știu, elemente de legislație. Au fost acele certificate verzi care nu s-au mai acordat în planul acela. Ce părere aveți despre această dezvoltare? Mai este necesară în acest moment dezvoltarea eoliană în România sau în Dobrogea, ca să spun așa? Dezvoltarea eoliană trebuie văzută la pachet și cu o dezvoltare a parcurilor fotovoltaice.
Această dezvoltare eoliană este una care poate ajunge din punct de vedere al resurselor României undeva la 14.000 de megawatts conform studiilor. La ora actuală au fost instalate capacități de producție conform datelor existente undeva la 1.000 până în 2.000 de megawatts. Există o problemă. Transelectrica nu mai poate prelua peste acești undeva la 2.800 de megawatts. Și e necesar să fie finalizat acel cablu subteran către Turcia. Da. Cât mai repede, pentru că la rândul ei și Turcia beneficiază de astfel de investiții în ceea ce privește parcurile fotovoltaice și parcurile eoliene. Însă, la nivel european, există un interes crescut pentru a reduce nivelul de poluare. La nivel mondial există un interes în ceea ce privește afectarea gravă a condițiilor climatice. Și o astfel de energie regenerabilă, o resursă alternativă, este extrem de bine văzută, este finanțată la nivel european. Trebuie însă să ai o legislație în ceea ce privește parteneriatul public-privat. Trebuie să atragi investitorii adevărați, investitorii mari care joacă pe piață, și atunci ai nevoie de administrație publică serioasă, de un cadru legislativ concret, într-adevăr, să nu încarci cetățeanul cu costul, acel cost suplimentar în factura la curent, pentru că normal vei avea o reacție vizibil agresivă din partea cetățeanului, care este îndreptățit să se gândească: am acoperite necesarul de electricitate prin termocentrale, hidrocentrale, am și centrala nucleară de la Cernavodă, și pe cale de consecință, dacă vrei să produci mai mult și să exporți, nu trebuie să suport eu aceste investiții. Aceste investiții însă sunt realizate de către fonduri mari. Să ne uităm în Marea Nordului, să ne uităm în zona Marii Britanii. Sunt parcuri eoliene amplasate pe ocean și pe mare, fără a mai pierde suprafețele agricole. Și aici este o problemă de mediu, de producție, pentru că apar multiple drumuri tehnologice, drumuri care răpesc din suprafața agricolă. Dacă însumăm aceste cantități, la fel ca și în ceea ce privește exploatarea prin fracturare hidraulică a gazelor de șist, vedem cum se pierd suprafețe de teren agricol. Bun. Noi în acest moment clar avem un surplus de energie și ați punctat din nou foarte bine acel cablu submarin, deci pe sub Marea Neagră, cablu între Turcia și România, cablu prin care se va transporta energia electrică. Bun. Avem centrala nucleară de la Cernavodă, care, din informațiile mele, peste circa 10 ani, un reactor, cumva se va stopa acel reactor, ori va fi recondiționat, ori se va renunța la el. De acolo s-ar pierde ceva energie care ar putea să fie adusă din eolian. Da, dar știți ce se întâmplă? Avem o hartă extrem de clară din punct de vedere al resursei fotovoltaice. Această hartă ne arată că acolo unde în Dobrogea regăsim suprafețe improprii culturilor, să ne uităm la Hârșova, în zonele de piatră, unde nu mai poți, trebuie să aduci pământ dacă vrei să realizezi culturi, e bine, acolo este randamentul cel mai mare din punct de vedere al amplasării parcurilor fotovoltaice, și am avut prilejul să vizionez această hartă și, într-adevăr, sunt zone Hârșova, Cernavodă, zone de piatră. Și la Hârșova se spune că este ca și o oală a căldurii, pentru că au existat fostele cariere de piatră și o zonă fără vegetație, astfel încât acolo soarele acționează mult mai pregnant decât în alte zone. Ei bine, aceste zone reprezintă un potențial energetic major pentru Dobrogea. Nu avem o harta vântului finalizată în Dobrogea și aici este o problemă, pentru că această harta vântului îți arată și unde poți amplasa efectiv parcurile eoliene. Nu avem și n-am văzut o strategie privind dezvoltarea acestor parcuri deasupra Mării Negre, o zonă în care vânturile care vin dinspre Asia, și știm ca și constanțeni ce înseamnă iarna în Dobrogea, ar reprezenta un super motor electric pentru România. Trebuie spuse la punct și să nu uităm că aceste investiții, în momentul în care arăți ca și stat că ai un cadru legislativ serios, stabil, vin. Am înțeles. E destul de interesant. Cert este că
primarii se plâng sau cei din administrația locală, nu mai ne-au stopat, ne-a stopat dezvoltarea eoliană. Nu mai avem șanse să ne redresăm, să ne dezvoltăm. Că ne mai dădeau și nouă niște bani la buget local, ne mai făceau câteva sponsorizări. E, situația este aceasta deocamdată și acele certificate verzi clar s-au stopat. Oamenii nu mai doreau până la urmă să plătească pe factura respectivă de curent. Probabil ați văzut taxă de cogenerare. Așa este. Ați văzut și noastră exact pe factură. Da, asta este situația. Vom vedea ce reglementări se vor mai... Voi mai spune un singur lucru, pentru că această factură m-a afectat pe mine ca și consumator casnic. Uitați-vă la țări precum Germania, Italia, chiar și Malta, acolo unde există sisteme eoliene și fotovoltaice pentru fiecare construcție. Investiția este undeva la 2.000-3.000 de euro și acea casă devine independentă energetic. Ba mai mult decât atât, sunt orașe, nu doar locuințe, care devin contributori la sistemul energetic național, întrucât producția depășește necesarul localității de curent electric și aceste investiții se pot realiza. Uniunea Europeană își cere însă ca achiziția produselor să fie a unor produse din Europa și să n-aduci din China, pentru că banul public trebuie să se întoarcă în sistemul economic. Se învârși și într-o altă emisiune veți putea analiza pe larg ce înseamnă protecționismul, ce înseamnă necesarul de a proteja portul Constanța la nivel european, de a amplasa până la urmă și a-l construi și acest port independent energetic prin amplasarea eolienelor pe digul de larg, astfel încât să acoperi întregul necesar. Și a existat un proiect, nu știu dacă a fost finalizat. Și se tot face master plan. Acum nu l-au prevăzut și poate s-au gândit și la... Ar trebui să se gândească, pentru aspect. Că în ceea ce privește costurile de operare, ai o concurență majoră din punct de vedere al porturilor europene și mai e și porturile din jurul Uniunii Europene care pot prelua traficul de mărfuri din zona maritimă și al trece pe rutier și căi ferate. Corect, și cred că și operatorii, cei care lucrează acolo în port și au închiriat de spațiile și ar dori o energie mai ieftină, pentru că astfel le scade costul și lor. Costul. Dacă își doresc, din profiturile pe care le-au, pot realiza parteneriatul public-privat și investiția în acest sistem de producere a energiei electrice pentru portul Constanța. Cu siguranță. Domnule Bodărgan, două subiecte mai avem de tratat, timpul ne presează. Mecanismul redevențelor. Haideți să le explicăm oamenilor clar ce înseamnă aceste redevențe, cum ajută România acest element. Da, această redevență este una care este extrem de clar reglementată din punct de vedere legislativ. Acolo unde există o exploatare a resurselor naturale, aceste operațiuni presupun o contabilizare, cuantificare extrem de clară de către statul român prin agențiile sale a cantităților de petrol, de țiței, de piatră care sunt extrase, astfel încât la aceste cantități brute care sunt extrase se aplică o cotă procentuală denumită redevență. Este una care variază între 3,5% până la 13% în ceea ce privește extracția de țiței și de gaze naturale și, dacă nu mă înșel, undeva între 4-8% în ceea ce privește cantitățile de piatră extrase și folosite în construcții. Este modul în care statul român încasează anumite sume din exploatarea resurselor. Făcând o comparație cu celelalte țări, care beneficiază de aceste redevențe de la respectivele companii care explorează și exploatează în țara lor, cum se pare România față de celelalte țări? Redevența este mai mică? Puteam să obținem mai mult prin prisma acestor? Da, redevența reforme este mai mică și, dat fiind că suntem într-o emisiune, trebuie să vedem ce s-a întâmplat la momentul la care am privatizat o mare companie specializată în exploatarea unor astfel de resurse. Nu dăm numele pentru că vă sancționează CNA-ul. Și atunci când ai fixat în mod arbitrar un preț al țițeiului, atunci când ai fixat o redevență la 26 pentru... de dolari fixat baril. Și ai lăsat 10 ani de zile o redevență infimă, ai o problemă ca și stat, pentru că să nu uităm, sistemul de pensii a fost unul care s-a susținut până în anii 90 din extracția resurselor naturale. Orice țară se gândește la faptul că nu doar contribuția mea la sistemul social va asigura pensia, pentru că tu ca și stat vei folosi sumele, ești nevoit să le folosești.
Dar dacă nu le investești la fel ca un sistem privat de pensii, ajungi să ai o redevență extrem de mică față de restul statelor europene, să nu ai un parteneriat așa cum vă referați la primele țări care dețin resurse subterane. Ei bine, Norvegia nu preia o redevență. Norvegia creează un parteneriat astfel încât să fie partener în ceea ce privește exploatarea resurselor. Și din păcate ne aflăm la un nivel inferior, coroborat cu toate modificările aduse cadrului legislativ și cu toate strategiile, dacă le putem numi așa, din punct de vedere al Guvernului României pentru a-și proteja cetățenii și pentru a obține un maxim din profit din această activitate. Într-adevăr, strategiile Guvernului mai lasă de dorit uneori, le așteptăm în continuare. Domnule Bădrăgan, emisiunea, iată, timpul emisiunii s-a terminat, însă într-o altă emisiune aș vrea să discutăm mai mult și celelalte elemente pe care nu am apucat să le discutăm astăzi. Ați văzut, am combinat și partea juridică cu economică. Absolut. Cred că ne-am descurcat cel mai bine. Telespectatorii pot spune acest lucru. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Mulțumesc. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și noastră pentru că ați fost alături de noi în această seară. Vă aștept și data viitoare la o emisiune, sper, la fel de interesantă, cu subiecte pe înțelesul noastră, astfel încât să vă ajute în viața de zi cu zi, de ce nu. Să aveți o seară cât mai bună. La revedere!